Bună seara! Bine v-am regăsit la a doua conferință de prezentare a rezultatelor finale a sondajului After Poll alegeri prezidențiale turul 2. Vom prezenta rezultatele care includ toate chestionarele realizate astăzi pe parcursul zilei. Reamintesc că sondajul a fost realizat în cadrul unui proiect implementat de comunitatea watchdog.md în parteneriat cu Institutul de Politici Publice și un grup de experți din societatea civilă pe care îi avem prezenți aici. Proiectul este susținut financiar de către European Endowment for Democracy și Ambasada Țărilor de Jos în Republica Moldova, pentru care le mulțumim foarte mult. La fel mulțumim agenției Infoprim Neo pentru suport mediatic. În cele ce urmează, colegul Vasile Cantarji de la CBS Research, care a realizat nemijlocit acest sondaj, va prezenta metodologia și rezultatele finale, după care împreună cu toți colegii vom comenta aceste rezultate și vă vom prezenta planurile viitoare din cadrul acestui proiect. Vă rog, domnule Cantarji. Vă mulțumesc, domnule Pașa. Stimați colegi, onorată asistență, datele care le vom prezenta se bazează deja pe rezultatele tuturor interviurilor realizate. Colegii mei au telefonat până la ora 21:00. În total, pe parcursul zilei de astăzi, au fost contactați 6.158 cetățeni votanți, dintre care 3.190 la momentul apelului deja votaseră și din ei 2.367 au acceptat să ne spună pentru cine au votat, rata de refuz constituind 28%. Repet, metodologia face ca datele să fie, să reflecte situația în interiorul țării, fără a fi luate în calcul voturile de peste hotare și din stânga Nistrului. În ceea ce privește rezultatul final sau estimarea rezultatului alegerilor în țară, luând în calcul și structura sociodemografică a celor care au refuzat să răspundă cu cine au votat, am dezvoltat modele de ajustare a datelor pentru a lua în calcul eventual vot sau preferințe de vot a celor care ne-au refuzat, arată următoarele. Deci, rezultatele rămân practic neschimbate. Maia Sandu obține 54,3% din voturi în interiorul țării, Igor Dodon obține 45,7% din voturile în interiorul țării. Aș vrea cu această ocazie să mulțumesc tuturor respondenților care au găsit timp să ne răspundă la întrebări. Vreau să mulțumesc colegilor mei de serviciu, de la compania sociologică CBS Research, precum și colegilor de la compania sociologică Civis, colegilor din grupul de inițiativă, precum și finanțătorilor pentru acest exercițiu extrem de interesant. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Cantarji. Într-adevăr, în primul rând vreau să mulțumesc și eu colegilor din grupul de inițiativă. Așa cum am explicat și după primul tur, am avut foarte puțin timp pentru a realiza acest proiect, începând de la idee, scriere, identificarea surselor. Este pentru prima dată când un astfel de exercițiu este realizat, în special în condiții de pandemie. Ne-a permis să verificăm mai multe metodologii, inclusiv să demonstrăm fezabilitatea și eficiența acestor sondaje realizate telefonic. Vom aștepta și datele oficiale de la Comisia Electorală Centrală. Va fi foarte interesant să comparăm datele, rezultatele, inclusiv în profil teritorial. Sperăm foarte mult că acest exercițiu va ajuta
cercetători, experți în domeniul sociologiei, a științelor politice din Republica Moldova, în studiile și analizele pe care le realizează. În cele ce urmează o să ofer cuvânt colegilor pentru a comenta rezultatele finale. Rog domnul Ștefan Gligor, avocat și expert în politici publice. Foarte scurt, încă o dată felicitări cetățenilor pentru acest exercițiu, pentru disciplina și dedicația pentru Republica Moldova de care au dat dovadă. Este în primul rând un rezultat pe care statul nostru vi-l datorează dumneavoastră. Vă mulțumim încă o dată, așteptăm, desigur, datele complete, să facem comparația și să ne convingem, sper eu, pentru a doua oară, de corectitudinea datelor. Vă mulțumesc. Domnul Arcadie Barbăroșe, director Institutul de Politici Publice. Mulțumesc, domnule Pașa. Deci, da, eu cred că rezultatele nu s-au schimbat atât de mult în această mai mult de o oră în care noi am ținut cont de votarea în interiorul țării, nu și votarea în exterior, în Transnistria plus în diasporă. Eu personal am încercat să fac niște calcule așa cât de cât aproximative și mie îmi iese de fapt că Maia Sandu va câștiga în continuare cu circa 3-4% mai bine, deci se pare că ea va lua ceva circa 57-58%, dar asta rămâne încă o dată să vedem, pentru că rezultatele diasporei sunt încă necunoscute, deși sunt previzibile. Vreau încă o dată să mulțumesc finanțatorilor acestor proiecte, care este European Endowment for Democracy, pentru principalul proiect, și care sunt țările de jos. Mulțumesc încă o dată foarte mult pentru această donație. Vă mulțumesc, domnul Barbăroșe. Domnul Victor Ciobanu. Eu nu voi comenta de această dată rezultatele, ele sunt deja evidente, colegii au comentat anterior. Aș vrea să vă citesc un mesaj pe care l-am citit astăzi, venit din diasporă și anume din Marea Britanie, Londra, semnat de Daniela Ciobanu, nu suntem rude. Am să păstrez și ortografia și stilul. Șepti ceasuri am avut și soare, și vânt, și ploaie, și rep, și plășinte, și culeașe răstignite pe gard, și hore, și flaguri care fâlfâiau în vânt, și raschinerii ca toarta călderii, amendă 70 de lire pentru că am ținut mașina mai mult de 3 ore în parcarea unui supermarket, dar am votat. Eu cred că asemenea mesaj ar putea veni de la toți cei peste 250.000 de cetățeni ai Republicii Moldova care sunt acum peste hotarele țării și iată, aș vrea să-mi pun acum pălăria și să scot, să spun jos pălăria diaspora. Mulțumesc, domnule Ciobanu. Eu vreau să fac o precizare importantă pentru mass media, pentru că există aceste rigori de prezentare a rezultatelor unui sondaj. Deci, eșantionul total al acestui sondaj este de 3190 respondenți. Acestea sunt persoanele care ne-au răspuns la telefon și au confirmat că au votat deja până la ora la care au fost contactați. Acesta este eșantionul pe care trebuie să-l prezentați conform rigorilor legale în știri, în relatările pe care le faceți. În concluzie, vreau încă o dată să mulțumesc foarte mult colegilor, vreau să mulțumesc companiei CBS Research, vreau să mulțumesc tuturor operatorilor care au muncit foarte mult și astăzi și în primul tur.
Vreau să mulțumesc echipei comunității Watchdog și IPP care au organizat tot acest proces. Începând de la scrierea proiectului, înaintarea acestuia, toate precizările, organizarea testării, absolut toți operatorii care au executat acest sondaj și în primul tur și în al doilea, înainte să porceadă la lucru, au fost testați ca să nu avem cumva cazuri de COVID să nu se răspândească. În cele ce urmează, proiectul nostru va continua. Vom realiza în aceeași componență, în aceeași echipă, mai multe sondaje, deja pe parcursul anului viitor. Și vă vom ține la curent. Sperăm foarte mult că munca noastră va ajuta la restabilirea încrederii în instituția sondajelor în Republica Moldova și suntem optimiști, pentru că vedem o rată de refuz de a răspunde în turul 2 mult mai mică, considerabil mai mică decât în turul 1. Sperăm foarte mult că și autoritățile, în speță Comisia Electorală Centrală, nu vor mai repeta acele eforturi descalificante de a descuraja sau discredita astfel de sondaje. La fel sperăm foarte mult că actorii politici își vor încuraja susținătorii să fie sinceri atunci când răspund la aceste sondaje, pentru că într-un final asta contribuie la mai bună informare a cetățenilor și indirect la o democrație mai durabilă în Republica Moldova. Eu vă mulțumesc și vă așteptăm cu alte ocazii. La revedere!